Bine ați venit, podcast Oare București. Suntem în biblioteca Oare București, studioul de podcast Oare București, și avem niște invitați foarte, foarte dragi, foarte arhitecți, foarte cunoscuți, atât pentru proiectare, cât și pentru viața asta academică, profesională și tot ce ține de ea. Suntem la finalul unui eveniment foarte important, Forum Patrimoniu, 3 zile, discuții, dezbateri despre patrimoniu. Cred că era nevoie să se întâmple lucrul ăsta și invitații noștri sunt foarte implicați în tematica patrimoniului, Iulia Stanciu, arhicunoscută în domeniul atât al patrimoniului universitar, dar și viața profesională și al fi a filiale și a ordinului. Raluca, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Raluca Munteanu, unul din cei mai puternici, energici arhitecți, atât în patrimoniu, cât și în zona aceasta ordinului, a ordinului și București Național. Îi mulțumim foarte mult. Mulțumesc de invitație. Și cumva reprezentant pro patrimoniu. Una din pălăriile. Una din pălării. Și Horia Moldovan, prins în tot ce înseamnă universitatea și viața academică, pe lângă viața profesională. Nu chiar discutam de birocrație și lucruri de genul ăsta, cred că le știi foarte, foarte bine. Mai mult decât mi-aș fi dorit, mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. O să o invit pe Iulia, o primă întrebare. Cum a venit ideea platformei și acțiunii, de fapt, programului 112 Patrimoniu, care din ce în ce prinde un contur puternic? Da, păi nici nu-i greu să-ți vină idei dacă ai deschisă pagina de Facebook, cel puțin. Da. Apareau foarte des fel de fel de apeluri și apeluri disperate că se dărâmă astăzi un loc, mâine altul, păi mâine, nu știu ce facem, încotro ne îndreptăm. În fine, profitând de... Deci mi-a fost foarte clar că ceva cumva ar trebui întreprins, pentru că nu poți da fiecăruia cu pastila, du-te și apelează la numărul cutare sau fără nu știu ce, ci că trebuie să existe un sistem de control cumva moderat de... Și de, dacă de moderat de cineva, de cine altcineva decât de ordinul arhitecților. Și având într-un stagiu câțiva studenți de anul 6, care s-au implicat într-adevăr foarte mult în acest program, e un entuziasm special pe care studenții și tinerii l-au în direcția aceasta odată ce o descoperă. Au găsit numele, ceea ce a fost, noi considerăm că a fost un nume de impact. Da. Deci 112 Patrimoniu, după care am început să ne gândim ce anume avem de făcut pe lângă această alertare a diverselor instituții implicate, deci să găsim un sistem, o platformă să creăm care să ne aducă informația împreună și după care să reușim să o transmitem fiecăruia dintre instituțiile implicate. Da, platforma asta a devenit mai mult decât atât, pentru că ne-am dat seama că a alerta nu e suficient. Lumea nu știa ce să alerteze, ce e de sesizat, adică, bun, a început să se audă încet, încet, 112 Patrimoniu, salvăm, intervenim, etc., etc. Și era nevoie și de un plus de transparentizare a ce înseamnă monument, ce înseamnă intervenție agresivă, ce e de făcut și ce nu e de făcut. În fine, deci, un fel de transparentizare a tot ceea ce profesioniștii țin ca bază documentară de pornirea unei intervenții. Deci, foarte pe scurt, cam asta a fost ideea și ea a fost însoțită pe măsură ce platforma s-a conturat și deja este activă de circa 3-4 luni de zile, dar are la aproape 90 și ceva, aproape 100 de sesizări. S-au conturat un grup de asta de lucru care începe să țină aproape și să ia legătura cu nu numai cu instituțiile abilitate, dar să fie căutată, să fie solicitată cu publicul de cetățeni, da.
care încep să înțeleagă că e nevoie de așa ceva și să aibă întrebări. El, de fapt, programul acesta a luat parte și sau s-a materializat și în discuțiile grupului de lucru pe patrimoniu de la filială. Absolut. Și dacă crezi că poți să spui cât ce oameni au lucrat în, sau contribuit din partea grupul de lucru a fost format inițial din Raluca Munteanu, care e aici și tot e pro-patrimoniu, și a fost întotdeauna, Pierre Bornovski, Raluca Vișinescu a lucrat în momentele acelea de început, Irina Meliță, și de curând, intrând exact dedicat pe acest proiect, care e un proiect de data asta finanțat din timbru de arhitectură, este consilierul profesional Dorothe Hasnaș, care de fapt e spatele, este intermediarul care moderează toate aceste sesizări. Da. Lucrurile sunt în formare și trebuie să spun că ideile apar continuu, pentru că din această 112 patrimoniu, după aia ne-am gândit în definitiv de ce n-ar apărea lângă platformă și 112 recuperare, pentru că sunt foarte multe elemente care se pierd și într-adevăr o atitudine sustenabilă pe patrimoniu nu poate să rateze așa ceva. Este o idee internațională în pensia noastră, dar odată ce am apucat să pronunțăm, presa a fost pe noi imediat și ea este în curs de definitivare acum. Ne bucurăm foarte mult că a apărut și că are activitate și are priză la public, sau la cetățean, ceea ce e important. Și instituțiile pare că sunt interesate. Acum aș vrea să povestim un pic despre forumul patrimoniu. Da. Cum au fost aceste zile, ce discuții au fost și câteva idei care s-au sintetizat din... Chiar vrei să știi toată istoria. Două cuvinte. Atunci trebuie să mai spun câteva cuvinte. Noi am întreprins și au fost câteva acțiuni dintre astea și scrisori publice, fel de declarații pentru patrimoniu, pe parcursul acestor ultimi 2 ani, în situații de criză. Pornită, și chiar au fost niște situații în ultimele perioade. Au fost, da, în care chiar am făcut niște sugestii de declanșarea unui politici de patrimoniu către Ministerul Culturii, din păcate soldate cu prea puține rezultate. Și mai ales ultimele evenimente care au bulversat puțin profesia, pentru că exista format și structurat Institutul Național al Patrimoniului. Până la urmă, oamenii sunt cei care dau valoare unui loc și acolo exista arhitectul Ștefan Bâlici, care a organizat foarte, foarte multe lucruri și instituția era cunoscută, erau o mulțime de evenimente care se întâmplau în jurul ei și iată, zic doar atât, i s-a terminat mandatul spre regretul și protestul la foarte mulți arhitecți. Am zis că e nevoie să facem o declarație pentru patrimoniu pe care să ne o asumăm într-un fel. Mai multe instituții, nu numai brasla noastră, care a fost la unison aproape în această situație. Și simultan, Ordinul Național a pornise un program de educare profesională în care cuprindea 2 zile de conferințe pe teme de patrimoniu, lucrări în special prezentate de arhitecți, și atunci am făcut imediat acest joint cu ultima zi, chiar astăzi, ultima zi, o masă rotundă în care am încercat să punem accentul asupra temelor importante ale patrimoniului, deci să ieșim din sfera concretului unei intervenții anume și să vedem dacă putem într-adevăr să mișcăm lucrurile în sensul unei politici de patrimoniu, în sensul unei structuri a unei educații pentru patrimoniu, începând din învățământul preuniversitar, universitar și după aceea în ateliere deschisă de pregătire, despre responsabilități, pentru că, iată, lucrurile acestea se întâmplă având cauze ușor identificat, nu? Și ce facem noi ca breaslă în asemenea situații.
Și masa rotundă tocmai s-a încheiat. Ea se continuă pentru pentru câteva zile, până pe 30 martie. Și apoi sper să o mutăm în mansarda ordinului pentru cine vrea să o vadă. Ea cuprinde această expoziție care se vernisează la ora 5 astăzi, cuprinde o parte care înseamnă evoluția platformei, respectiv se pot vedea sesizările principale, nu toate, repartiția lor în București și stadiul în care se află fiecare dintre ele. Și zic ca exemplu cumva și subiect de dezbatere un experiment de proiect de studențesc al studenților de anul 4 de intervenție de recuperare a unui țesut istoric valoros degradat în urma intervențiilor din perioada comunistă cu împreajma aparatului parlamentului și un țesut care la ora actuală este descompus, este dezagregat și care nu pare să aibă o restructurare posibilă. Iată câțiva studenți au reușit să identifice principii de intervenție în aceste zone. Deci asta este invitația la expoziție. Mulțumim. Raluca, tu ești implicat în foarte multe lucruri, faci foarte multe lucruri. Cred că ar fi cel puțin 10 întrebări diverse. Deci, o întrebare așa cumva în cadrul forumului de patrimoniu, te-ai ocupat foarte intens de proiectul de la Urși, de restaurare a bisericii. Și sărim un pic din zona asta foarte largă, generală, de concept, de politică, la o acțiune foarte particulară și care a fost remarcată de toată Europa și a fost premiată și toată zona profesională a recunoscut-o în sensul acesta. Cum a fost proiectul acesta? Ce impact și ce învățăminte ar trebui noi să tragem și poate să adoptăm noi ca ordin din acțiunea aceasta? Ascultând puțin mai devreme ce spunea Iulia, mă gândeam, știam că o să întreb de asta, că de fapt lucrurile sunt mult mai ample decât să vorbesc particular de proiectul ăsta, care, printre altele, este parte dintr-o inițiativă a Ordinului Arhitecților. În 2009, când era încă președinte Șerban Sturza, a fost acel semnal de alarmă cu bisericile de lemn din nordul Olteniei și ulterior s-a extins către sudul Transilvaniei, care sunt și necunoscute și abandonate și într-o stare foarte gravă. Și s-a mobilizat comunitatea arhitecților sau au mobilizat comunitatea arhitecților Șerban Sturza astfel încât să înceapă primele intervenții de urgență și cred că a fost primul 112 pentru patrimoniu care a fost așa la nivel de comunitate profesională în care era prima dată când ne gândeam că dincolo de restaurare, că toată lumea a discutat de restaurare, înainte de asta trebuie acea stabilizare a pacientului în stare gravă și abia după aia e timp de gândire, de discuții, de intervenții mai serioase. Urși a fost cazul excepțional în care intervenția de urgență deja era mult prea tardivă, era deja în precolaps, astfel încât chiar dacă a fost pusă în siguranță imediat ca să nu vină iarna peste ea și să dispară cu totul, următorii pași au fost direct către restaurare, proiect, autorizație și restaurare pe un termen de aproape 10 ani. Mai bine de 10 ani, odată din cauza bugetului, toate că toate lucrurile se făceau cu strângere de fonduri, iarna se strângeau fonduri, vara undeva din mai-iunie până prin septembrie-octombrie se lucra acolo, din cauza că e prea frig, și pe de altă parte, din cauza că s-a lucrat cu foarte mulți voluntari și cu echipe care erau cumva condiționate de temperaturi și de vremea de afară. Aici s-au format generații. Deci numai eu cât studenți au trecut pe acolo și stădeau în perioada când s-a lucrat la partea de arhitectură și structura bisericii. În fiecare an, cel puțin 3-4 ani, au venit serii întregi de câte 10 arhitecți, stăteau câte 2 săptămâni acolo, să observe cum se lucrează, să documenteze fiecare etapă, să deseneze ce e de făcut, să ia anumite decizii legate de înlocuiri de materiale sau de detalii de punere în operă și, foarte important, să explice satului ce facem noi acolo. A fost un șantier de genul cât mai deschis, fiecare etapă, fiecare mărunțiș pe care îl făceam era comunicat foarte transparent oamenilor, odată să înțeleagă și odată să
să fie implicați, că fără sat n-am fi putut să facem nimic. Și au apreciat tot demersul sau cum a fost la început? Ei și-au dorit. Ei și-au dorit. De momentul când a ajuns echipa de studenți să facă releveu, coordonați de Ștefan Bălici, preotul de acolo a povestit că el deja făcuse demersul către Ministerul Culturii pentru a întreprinde ceva în privința bisericii, dar nu s-a întâmplat nimica și chiar dacă a fost un proiect mai de mult făcut, era un proiect pe care el l-a apreciat ca fiind destul de prost, într-adevăr se înlocuia foarte mult material și își dorește totuși să facă biserica să o repună pe picioare și chiar să o folosească. Ea e specială pentru că din foarte puținele care s-au mai păstrat, sistemul simplu de construcție din bârne, fără o formă, adică o formă simplă, dreptunghiulară și cu absida altarului, dar este pictată cu frescă la interior și la exterior, care e o tehnică aproape stranie, prea aderă fresca pe lemn, dar cu toate astea aici au reușit și calitatea desenelor, calitatea picturilor este extraordinară, este exemplară. Și lucrul lemnului am descoperit în timp ce am lucrat acolo, că este, se vede o mână de lucru care cunoștea foarte bine materialul și nu e făcut întâmplător, e făcut cu extrem de puțin efort, cu îmbinări foarte simple, dar foarte eficiente, cuie de lemn, evident, dar care era de maxim efect. Dacă la început și cel puțin pentru tălpile de jos, de la partea, ea n-a avut fundație, trebuie să-i facem totuși un sprijin, o bază de piatră pe care să o așezăm, dar bază îngropată ca să păstrăm exact aceeași imagine cu biserica la nivel la firul ierbii. Tălpile erau dispărute, nu mai existau. Am optat totuși să găsim cu mare eforturi lemn la lungimea necesară și dimensiunea necesară, ceea ce n-a fost deloc simplu, dar cu ocazia asta ne-am dat seama și și-a dat seama și comunitatea că ar fi cazul să aibă și ei pe viitor lemn și atunci am avut și o operațiune de plantare de stejari în pădurile din jurul satului, astfel încât poate peste 100 de ani să aibă mai ușor de găsit lemnul. Ulterior, restul reparațiilor am încercat să facem cu lemnul recuperat. Dacă am scos piese deteriorate, din ele s-au extras tot ce era sănătos, astfel încât micile înlocuiri, plătuiri sau completări care trebuie făcute să fie cu aceeași esență și cu lemn vechi, pentru că se comportă mai bine și imaginea alta și, mă rog, și din punct de vedere al conservării e puțin mai corect din punctul ăsta de vedere. Dar revenind la forum, și mă rog, la toată experiența asta care a început atunci în 2009, educarea și încurajarea tinerilor de a avea o experiență practică, de a lua contact cu obiectul, e foarte important. De când mă ocup ultimii ani la Ordinea Arhitecților de partea de pregătire profesională, am încercat să ofer cât mai mult, dar, mă rog, condițiile pandemiei totul s-a transformat în online, așa că e multă discuție. Totuși, am salutat că în fiecare an se dezvoltă și apar tot mai multe oferte de școli de vară în care tinerii pot să participe și majoritatea sunt axate pe patrimoniu și pe lucru, intervențiile pe clădirile vechi. Pentru că e o nevoie, e cumva și o bucurie a tinerilor să descopere și să ia contact cu lucrurile astea, dar asta, din păcate, nu îi ajută suficient și nu îi încurajează mai departe să profeseze în direcția asta, pentru că accesul în această nișă este încă destul de complicat și mai ales birocrația care vine asociată este o chestie care e cumva... Cred că am discutat în forum câteva puncte legate. În schimb, intervențiile de urgență și ambulanța pentru monumente și altele sunt diverse și foarte bune și salutare și cred că conștientizarea de către tinere a importanței patrimoniului vine și din nevoia asta de a-și conserva identitatea. Prea adesea și Bucureștiul e din păcate unul din cazurile destul de triste în care facem curat pentru că nu e suficient de veche, numai de secolul trecut, de pe la 1900, asta nu e clădire veche, oricum e mică, oricum e neglijabilă și așa mai departe. Dar făcând curat în felul ăsta, se pierde complet caracterul orașului și nu suntem suficient conștienți încă, nici noi ca breazlă, cât de important e totuși să lucrăm mai atenți în zona asta. Dacă școlile astea de vară și intervențiile sunt majoritatea în mediul rural și pe obiecte destul de cunoscute,
Bucureștiul încă suferă în... Cred că aici mi-aș dori să fie mai multe exemple de genul ăsta și mai multe discuții aplicate pe ce se întâmplă în București, unde e... Odată un pacient suferind după ce s-a întâmplat din 77 încolo cu cutremurul și apoi demolările, dar și post 89, când de fapt direcția de dezvoltare urbană a fost aceea a haosului și a desconsiderării complete a țesutului istoric. E și partea speculanților sau dezvoltatorilor imobiliari care evident caută profit, partea societății, vina societății care nu are suficientă educație, dar nici noi arhitecții nu suntem încă suficient de bine educați și convingători când lucrăm cu clienții ce e de făcut. Eu recunosc că acum în birou am destul de multe intervenții pe clădiri existente, nu sunt monumente istorice, unele sunt în zone protejate, dar sunt din diferite perioade. Sunt și din acestea mai vechi, 1900 și ceva, dar sunt și recente, făcute după 89, în 98, 2000 chiar, extrem de prost făcute, dar există și... Mă rog, da. Oamenii încearcă să le, odată să le dea o față mai frumoasă, să le integreze, ceea ce e lăudabil, să le facă mai eficient energetic, normal, asta este tendința, standardul, și cumva conștientizează că e mai rapid și poate mai ieftin să repare și să reabiliteze clădirea așa cum e, decât să demoleze și să facă alta nouă. Eu asta cred în că sine e o discuție foarte interesantă, da. Și cred că e trendul și eu m-am uitat de mai mulți ani la chestia asta, da. Și mă uit la ce se construiește și ce fond de construcții extrem de proaste și urâte avem și mă gândesc cu groază că de fapt noi arhitecții într-un viitor destul de apropiat va trebui să ne confruntăm cu ele, nu atâta să le demolăm, dar cât să le reabilităm și să le facem, să le reintegrăm, poate unele vor trebui demolate că probabil că sunt atât de și prost poziționate, dar și greu de locuit, dar probabil că marea majoritate vor trebui reconfigurate, reabilitate, adică trebuie să învățăm să lucrăm pe ele. Asta e direcția Uniunii Europene, cel puțin de 2 ani sau 3 ani. Da. În alte state, în Germania, am avut un cadrul programului ăsta mai amplu de educare pentru arhitecți, de care mă ocupa la Ordinul Arhitecților, Edu, punctoare. Am avut un invitat din Germania, o arhitectă care povestea cum acolo a devenit atât de scump să construiască de nou și să demoleze, în primul rând să demoleze, pentru că nu mai există loc de depozitat molozul. Și trebuie să recupereze și să recicleze absolut fiecare element din clădirea respectivă dacă vor să o demoleze, astfel încât ajunge să fie mai economic, să o reabiliteze așa cum e și să aibă minimum de deșeuri care rezultă în urma șantierului. Nu suntem, cred, departe de lucrul ăsta, doar că la noi e necontrolată povestea deșeurilor. Da. De aia recuperarea, cred că e într-adevăr un lucru foarte important și e deja, adică e bine că a apărut la momentul ăsta, dar e de făcut presiune ca să se structureze mai bine. Mai puternic, da. Mulțumesc foarte mult! Tânăra generație, studenții, cum îi vezi din experiență, cum sunt atrași de patrimoniu și cum facultatea, universitatea oferă un cadru pentru patrimoniu, de fapt, pentru învățarea arhitectului? Acum, e greu de spus în momentul ăsta cum se va reconfigura, de fapt, educația după acești 2 ani în care recunosc că am fost decan online și la fel ca și tinerii studenți care se reîntorc. Chiar dacă acești 2 ani am fost în școală, totuși este neașteptat felul în care se reașează lucrurile din multe puncte de vedere. Din alte puncte de vedere, evident, reluăm multe din activitățile pe care le-am lăsat cumva așa în aer, brusc întrerupând vizitatul și statul în universitate în martie 2020. Recunosc că, din multe puncte de vedere, nu știu cum vor arăta lucrurile. A existat oarecare rezervă și oarecare reținere în revenirea aceasta, cred însă că se va relua cu destul de multă ușurință. Și apropo de ce s-a discutat astăzi în cadrul forumului,
Au fost atinse câteva puncte care privesc educația și așa mai departe, inclusiv nevoia aceasta de experiment direct, de experimentare directă a patrimoniului, când vorbim de patrimoniu, de experimentare directă a materialului, tehnicii, statul pe șantier și așa mai departe, în momentul în care învăț ce înseamnă să intervin pe patrimoniu, să mă gândesc la patrimoniu și așa mai departe. E de văzut, eu cel puțin, ducând mai departe ceva ce începuse să se construiască înainte de venirea mea la decanat, voi încuraja activitățile extracurriculare, care de fapt sunt cele mai importante. Workshop-ul, atelier, da, workshop-uri, școli de vară și așa mai departe. Problema care cred că rămâne cumva la orizont este această... E bizar ce voi spune acum, dar cred că cu toții, chiar dacă am conștientizat sau nu, admitem lucrurile acestea, această nevoie de recompensă. Interesant. Și aici ajungem la un subiect foarte interesant, adică bun. Trebuie să familiarizez studentul în procesul de învățare didactic direct de la sursă, nu? Da. Vorbim la istoria arhitecturii despre patrimoniu. La istoria arhitecturii suntem stresați. Ce o să ne dea la examen? Cât de mult e de învățat? Cam cum sună întrebările? Cam ce ar trebui să răspundem? Evident, formularea nu e foarte fidelă. Cam ce ar trebui să răspundem ca să luăm o notă bună? Deci, avem recompensa undeva în linia orizontului, da. Nu? Bun, de ce învățăm istoria arhitecturii? La ce ne duce? Ce, acumulând informații, acumulând noțiuni, spre ce ne îndreptăm? Păi uitați, ne îndreptăm spre zona aceasta a înțelegerii, mm-hmm, felului în care putem să cernem ceea ce ne-a rămas din trecut, patrimoniu, să luăm decizii fundamentate, temeinice pentru ceea ce putem să punem în valoare din această moștenire, lucruri care finalmente nu se traduc în practicile patrimoniale, de care nu, în ceea ce privește patrimoniul imobil, viitorii arhitecți au un cuvânt foarte greu de spus. Aha, deci ne îndreptăm spre o țintă concretă. Pentru a ne îndrepta cu pași asumați spre această țintă, evident, ceea ce s-a discutat și astăzi, experimentarea directă a acestui patrimoniu, înțelegerea lui de la sursă, deci îl cunosc văzându-l, vizitându-l, interacționând cu el, apropo de ce discutam mai devreme Raluca, nu? Da. Așa, evident că lucrurile astea sunt vitale pentru viitorul arhitect practicant în domeniul acesta. Bun, mergem în școală de vară. Dar care este recompensa? Putem echivala... Asta ce da. Ceri studenți. Și așa mai departe. Evident, nu vreau să generalizez. Ascultându-o pe Raluca, mă gândeam la cât de... importantă este lipsa așteptării acestei recompense. Cred că ce s-a întâmplat la Biserica de la Urș a fost exact ilustrarea acestei idei. Nu aștept să, nu preotul paroh nu are probleme cu deconturile fondurilor europene care trebuie să se desfășoare cu anumită cadență. Atașamentele la deconturi care au fost făcute, le-a semnat, nu le-a spus, unde e data? Nu este antetul. Unde este dosarul cu șină? Da, deveni leitmotiv. Am avut, recunosc, în mai multe momente persoane care ne-au îndemnat să aplicăm la fonduri europene ca să terminăm biserica mai repede și să nu ne mai tot cerșim în fiecare an bani. Și da, am explicat că este un lucru absurd să încercăm chestia asta. Unu, trebuia să facem o documentație foarte complicată pentru o chestie extrem de mică, care urma să aibă o procedură de aprobare de aproape 2 ani de zile, timp în care eram obligat să sistăm șantierul,
să facem o stare a lucrărilor fizice și să arătăm că tot ce s-a întâmplat din punctul X când a fost aprobat sunt pe fondurile alea. Nu am lucrat între timp și Dumnezeu știe ce am făcut și am zis, mă scuzați, dar nu avem timp să stăm pentru că lucrurile se degradează și sunt începute așa. Plus că a fost destul de mult, nu aș zice experiment, dar un mod de testare cu resurse minime, cum poți să faci lucrurile în modul cât mai bun. A fost nevoie de var ca să prindem piatra de la temelie acolo. Și înainte să ne ducem să cumpărăm varul pastă la saci, cum, mă rog, e probabil cel mai firesc, i-am zis preotului care duminica în biserică a vorbit sătenilor că uite, pentru biserică ar fi nevoie de niște var pastă, dacă cineva mai are vreo groapă de var prin cu fundul curții, să ne spună că poate că e bine. Și în două sate distanță cineva avea acest var în cu fundul curții și am fost să luăm de acolo varul, deci nu mai trebuie să mergem să-l luăm. De-aia v-a ieșit. Dacă l-ați luat la sac, nu ești. Am avut și la sac, pentru că ulterior, pentru frescă, ca să consolideze, era nevoie totuși de un var un pic mai fin. Ăla din fundul curții era cu ceva impurități, pentru mortarele de zidărie mai mergeau. Dar pentru pictură nu mergea, trebuia să fie deja mai fin și acolo am mai luat totuși la sac. Dar au fost foarte multe lucruri care s-au întâmplat pur și simplu, așa, din om în om, din discuție în discuție. Și, într-adevăr, a fost o conlucrare foarte bună între toate tipurile de participanți la lucrul ăsta. Nu zic că a fost ușor să dirigez o astfel de orchestră de tot felul de oameni, de diferite profesii și pun timp așa de lung. Eu, la un moment dat, nici nu vedeam lumința de la capătul tunelului, dar când se apropia de final, mi-am zis, ăsta este un proiect care trebuie neapărat să fie făcut public. Mi-aș fi dorit să putem să scoatem o carte. N-am avut bani și atunci am avut ideea să-l propunem pentru premiul la Europa Noastră, ocazie cu care e cunoscut acum la nivel european. Interesantă discuție este cum evaluăm o clădire de patrimoniu, o casă, un lucru de genul ăsta. Noi am avut o discuție cu evaluatorii, cu Asociația Evaluatorilor, chiar de curând. Și pentru diverse lucruri pe care îi ajută și pe ei și pe noi. Și la un moment dat am întrebat, dar cum evaluați o clădire de patrimoniu, mai ales în discuțiile cu băncile? Afli că, de fapt, banca nu știe cum să evalueze corect o clădire de patrimoniu și, în general, nici nu ți oferă un sprijin, mai ales dacă ești o persoană care dorește să-și ia un împrumut, să-și termine casa. Și de asta, ascultându-vă despre cum valorizezi o clădire de patrimoniu, vreau să vă întreb, și cum ajuți, de fapt, vreau să vă întreb, cum ar trebui să fie ajutat sau ce sprijin ar trebui să aibă un deținător al unui imobil de patrimoniu, astfel încât să nu sau să reduci cât mai mult toată povestea asta. Dom'le, am o casă de patrimoniu, m-a nenorocit, mai bine o dărâm. Toți, dacă întrebi lumea în piață și așa, toți se plâng. Dar de ce ai luat o clădire de patrimoniu? Și atunci există, chiar și astăzi a fost pusă problema asta, cum să sprijin pe cineva care are o clădire de patrimoniu, astfel încât să meargă înainte și să o vadă ca o oportunitate, nu ca pe o corvoadă, cumva. Pentru că cam asta e ceea ce oamenii, la nivel general, spun. La noi, ce puțin. Cum... Da, păi s-a spus și astăzi, da, la Masa Rotundă. De fapt, valoarea e și greu de estimat, exact, pentru că e foarte importantă nu numai restaurarea propriu-zisă care îi crește valoarea, dar și felul în care reușești să identifici, și asta este destul de dificil pe casele de patrimoniu, să identifici funcționalitatea potrivită. Deci acest lucru care o va ține în viață și o va face folositoare și menținută, își găsește valoarea. Așa că cred că nu, socotelile se fac puțin diferit față de intervențiile obișnuite, în care poți să socotești, faci o antemăsurătoare, devizul, totul e în regulă, s-a terminat, știu cât am băgat, cât a ieșit, în fine. Pentru că ea e deja într-un context și felul în care își găsește folosința ține foarte mult, aproape, îndeaproape, de valoarea arhitecturală.
Altminte riscăm să facem și sau au fost situații în care s-au restaurat case, deci să spunem că s-au adus la un nivel la care pot fi folosite și s-au restaurat unele bine și nu și-au găsit o utilizare, iar în timp s-au degradat din nou și atunci evident că asociația, organizația evaluatorilor ne-au spus că ei nu știu cum să facă și când nu au niște criterii foarte, foarte tari și atunci invită un evaluator din străinătate care efectiv analizează clădirea sau construcția respectivă și în baza ăstuia fac lucrurile când apar. Dar pe toți i-a blocat, erau mai mulți, eram într-o discuție cu ei și pe toți i-a blocat această întrebare, de fapt, cum evaluezi o clădire de patrimoniu. Ai deschis un subiect foarte interesant. La un moment dat vorbeam despre evaluarea făcută de Academia Română, nu știu cât e legendă sau nu, pe caietele lui Eminescu. Da. Care figurau ca fiind neprețuite, deci valoarea lor era 0 lei pentru. Dar unde vreau să ajung, uite, din perspectiva educației, cu toții încercăm să fim obiectivi. Nu? Criteriile de evaluare ale patrimoniului arhitectural, ale patrimoniului cultural în general, care sunt acelea? Cum cernem analiza unui obiect de patrimoniu printr-o serie de criterii și ajungem la, la o concluzie imbatabilă? E bine, nu se poate. S-a discutat chiar astăzi, nu, în cadrul mesei rotunde, despre acele studii istorice care, în funcție de cum sunt manipulate ideile, ajung la concluzii uneori fundamental diferite. Lucrul acesta nu se poate cuantifica. Da. Sau în orice caz nu cu precizie. Sau nu cu precizie, cu siguranță. Da. Și aici intervine nevoia aceea de acumulare, de cultură. Da. Când ne referim la modul general, nu cultura utilizatorului și așa mai departe, sau cultura profesională, care joacă un rol esențial în felul în care îți construiești și folosești grila de criterii de evaluare. Cum înțelegi să fii sau nu flexibil în ceea ce privește adaptarea unor astfel de criterii care te pot conduce la concluzii pe care le-ai intuit? Da. Trebuie să admitem și lucrul ăsta. De multe ori, nu uite, avem în discuție patrimoniul arhitectural. Te uiți la un obiect de arhitectură și îți dai seama din start, cel puțin de o parte dintre calitățile pe care le are și felul în care ele ar putea fi exploatate, puse în valoare și mai departe. Dar este necesar să ai totuși arsenalul de argumente care justifică decizia pe care o iei în final, argumente care, prin aplicarea cărora sau prin cernerea cărora, evident, poți să amendezi sau nu, să nuanțezi acele intuiții pe care le-ai avut inițial. Ori toată povestea asta vine din educația pe care o ai în spate, ca simplu privitor sau ca profesionist. Și aici ne întoarcem nu numai la ce se întâmplă în școala de arhitectură în general, ne ducem în spate până la învățământul primar, la interesul pentru ceea ce înseamnă educația artistică și putem intra în discuții foarte ample despre nu, ce înseamnă de fapt educația estetică și când mă refer educație estetică, mă refer la întreaga paletă de discuții care ar putea să înceapă să fie construite din anii de formare ai fiecăruia dintre tinerii nu, care ajung până în final să practice în domeniul ăsta sau nu. Așa, educație estetică care lipsește, de fapt, la noi. Și care îți frăgezește mintea de asta, apropo de... Și te învață să gândești firesc și să-ți deschizi mintea altfel. Da. De asta am adus în discuție, în cadrul mesii rotunde, discuția despre naturalețea asta cu care ar trebui să... Firescu. Care nu există.
sau nu există, exagerez, am tendința să generalizez, care e totuși destul de limitat. Într-adevăr, educația și acel bauculturi are un rol esențial și mă gândeam apropo de educația estetică de care ziceai, încă de la nivelul fraged, nu trebuie neapărat să se, sau poate fi combinată într-un mod mult mai... mai subtil și care să aibă efecte în momentul în care mediul în care tu îți desfășori activitatea de școală este de o natură de calitate arhitecturală bună. În momentul când ești obișnuit cu lucruri absolut insipide, banale și chiar de proastă calitate, știm foarte bine cum arată multe din școlile noastre, atunci sensibilitatea e cu totul alta și cartiere decrepite și așa mai departe. Mă gândesc la experiența mea care am trecut prin mai multe tipuri de școli și cartiere și chiar liceul era într-o clădire istorică și îmi dau seama cât de mult a contat o astfel de clădire, chiar dacă habar n-aveam ce arhitectură sau nu-mi păsa. E un tip de a vedea lucrurile și de a te obișnui cu un tip de spațiu sau un tip de detaliu care contează, să te uiți un pic mai atent. Colegi care au, sau mă rog, prieteni care au totuși studii universitare și sunt bine educați în profesia pe care o au, nu reușesc să înțeleagă sau să vadă la fel de bine astfel de detalii sau să n-au un simț estetic suficient de dezvoltat, pentru că sunt obișnuiți în acele cutii de beton fără detaliu, care sunt și prost făcute și destul de slabe. Eu aș zice, în schimb, revenind la întrebarea de evaluare, că nu e până la urmă chiar atât de greu. Țin minte că, iarăși, acum mulți ani că lucrurile astea reapar și e bine că reapar, dar mi-ar dori să lasă și rădăcini mai puternice. Un invitat din Olanda care era specializat pe economia patrimoniului și întrebarea era exact asta. Cum practic evaluăm într-un buget, într-o chestie foarte concretă, o chestie care e neprețuită. Și, într-adevăr, există valorile astea care sunt de necuantificat pentru că transced multe din lucruri și există și o parte care poate fi cuantificată, e drept legată de anumite criterii care pot fi relativ sau văzute ca subiective, dar în funcție de nivelul de educație din societate să poți să le pui totuși o cifră destul de reală. Acum, uitându-mă la o chestie un pic mai simplă sau mai la îndemână, până la urmă putem să evaluăm și cât costă un tablou de Van Gogh, nu? Da. Sunt anumite criterii, unicitate, coerență și așa mai departe, pentru care poți să pui niște cifre pentru clădirile de patrimoniu sau pentru zonele protejate. Nu poți să pui pentru acea valoare neprețuită, dar asta îi poate crește o calitate, dar pentru asta și evaluatorii, din păcate, au nevoie de un minim de educație, bauculturi, să înțeleagă, de fapt, eu cred că ei, de fapt, nu înțeleg ce patrimoniu, e doar acel ceva de care toată lumea în societate se sperie, intangibil. Oricum, dacă te duci la o bancă și ești tu, așa, un om, care are ceva, o casă, nu știu ce, și întrebi, spune, domnule, știți, nu pot să vă... Nu putem să vă dăm... Da, dar la o bancă, înțeleg, dar acolo... Experimentat treaba asta. Tot povestea de bauculturie, că la o bancă nu o să-ți evalueze nicio clădire de lemn, pentru că lemn, ce da. E aia? Dar e perisabil, dar de fapt sunt clădiri și vechi, dar și moderne de lemn, care sunt mult mai costisitoare și mai bune decât o clădire din beton. Și alte lucruri de genul ăsta care par un nonsens în profesie. Deci profesiile astea și cei din bancă și evaluatorii și până la urmă și poliția ar trebui cumva educată. Că cei care, într-adevăr, sesizările sunt utile, e bine că lumea le vede și începe, dar e tardiv. De cele mai multe ori te trezești că pacientul e mort și ok, mai faci un dosar sau o chestie, dar nu prea ai cum să-l recuperezi. Lucrurile ar trebui făcută prevenție și prevenția o faci prin această monitorizare pe care și poliția trebuie să facă. Dacă să o facă, trebuie să înțeleagă. Când merge pe stradă, trebuie să știe să vadă ce să vadă acolo. Okay. Eu aș interpreta subiectul puțin diferit. Pentru că, în fapt, ceea ce ne interesează pe noi din punct de vedere al patrimoniului orașului este o altfel de evaluare. Da. Vorbim despre zone construite protejate. Și sunt foarte multe situații pentru că pe ele nu scrie monument, 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 ci este un ansamblu care se cheamă zonă construită protejată,
a evalua așa ceva depinde foarte mult de stadiul în care reușim să menținem această integritate, pentru că dacă mă uit la un obiect din, la un imobil din această zonă construită protejată, astăzi poate fi evaluată într-un fel, dacă încep agresiunile în zonă, dintr-o dată valoarea zonei respective cade. Deci, cred că de-aia e și foarte dificil de cuantificat, cred. Și de aceea, cred că trebuie să păstrăm această evaluare, această valoare este un bun al întregului oraș, cumva. Da. Și zonele construite trebuie să fie privite ca monumente în sine. În sine, în totalitate. Pentru a-și păstra valoarea... Da. Mă rog. Vă mulțumesc și felicitări pentru toată seria de acțiuni. Mulțumesc. Și mult succes în continuare cu platforma, cu 1-2 Patrimoniu. Și cât mai, la cât mai mulți studenți care să înțeleagă și să se implice în școlile astea de vară și de workshop. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi!